Hei, salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou videoclip, suntem la Porumbei. Am închis toate boxele, după cum se poate vedea. Porumbei stau pe rastele și mai au acolo cele, aceste patru, dar mai am depus aici un pe în acela. Acolo... avem gutul acela primit. Dar de obicei acolo stă Kingul. Uitați și roșul din roșul meu, din acela de acolo. Ăla nu stă pe odihnitoare sau așa. Ăla stă pe dedesubt. Treaba lui, facă ce vrea. Cum îi spune, pe data de va urma, de fapt, să mă duc la un băiat să mă uit, mi-a spus să mă duc să mă uit că are niște porumbei și vrea să-i dea. Și eu să-mi achiziționez o femelă, să vedem acum ce femelă are, dacă nu-mi va place nimic, nu voi lua. Aș lua o femelă pentru bălțatul ăla. Am zis că fac neagra listă cu el, însă nu o să fac neagra listă cu el. Vedem ce femelă găsim pe acolo. Bălțatul este un mascul super frumos. Anul acesta n-a avut femelă, n-am scos niciun pui din el și mă oftică. Pentru că i-am dat, știți că dăduseram un gut list și un gut unui prieten de-al meu și gutul i-a murit, însă până să moară era bombă, adică a murit matur, nu pui, și acum are gutul list, care la fel este extrem de bun la mână și din această cauză vreau să mai scot niște pui din el. Nu o să-l mai bag cu Vioria listă, care este dincolo, mai o să caut o femelă, dacă nu voi vedea ce o să-i dau din femelele mele. Avem aici roșul ăsta mic din cărămiziu, din el. Mai avem roșii ăștia doi, roșul din roșie și din cucu ăla și roșul din roșu meu, cucu din cuc din King și din bulgăraică, care King-ul, uitați-l acolo. Da, le-am făcut și curățenie ieri, însă, na, vă dați seama că am făcut dezordine, să zicem așa. Aici avem, o să-și dă capul peste. Deci asta ori are paramixoviroză, deși nu știu cum ar fi putut să facă, fiindcă este vaccinat. Ori se vrea să se uite la ceva pe sus. Dar oricum, nu știu, nu-mi place cum stă. I-am dat și lui și bălanului pastile de interogar, fiindcă nici asta nu-mi place cum stă. Opa! Este un pui foarte... mai bine să-mi face aceea morală. Este un pui foarte, foarte fain. Și nu prea aș vrea să-l pierd, chiar dacă este mascul. Am 3 masculi în plus, tocmai de-aia vreau să mă și duc să-mi achiziționez o femelă. Hai să vă arăt, prea târziu. L-a dat jos pe King. Hai să intrăm și la femele un pic. La mine aici plouă și s-a făcut destul de mult noroi. Așa, suntem la femele. V-am zis de acea femelă, de la tatăl meu. Și cam ăștia mai sunt puișorii, femelele. La anul voi opri doar câțiva puișori din ei. Undeva la 15 puișori voi opri. Restul ori îi voi da, ori... da, de fapt o să-i dau.
îi voi vinde un preț foarte mic, pentru că nu de asta m-am apucat de porumbei ca să vând cine știe ce, m-am apucat pentru că îmi place și ce sunt plus o să-i dau cu un preț foarte mic. Avem acolo vopsita, una din femelele mele preferate, pui mă refer. Acolo guta aceea listă din bulgăroaică, care va ajunge la tatăl meu. Și avem aici bulgăroaica. Hai fata, te dai un pic jos? Hai. Ușor. Uita și bulgăroaica. Mâncare mai au puțin greu. Opa. Așa. Acolo avem prelegii aceea listă, care mi-a avut vărsat, însă i-a trecut. Ce mai avem? Acolo roșia bătrână, a bătrână. De fapt nu e a bătrână, e femeia de 2020, roșia bătrână este asta de 2015. Așa. Aici avem fioriuța mică, aici femeia de nu mi mai reproduce, o să o bag în pereche cu kingul. Deși pui din king și din bulgăroaică mi-au mers destul de bine, să zicem, la curse, fiindcă s-au pierdut amândoi până la urmă. Însă și cât mi-a venit destul de în față, ba chiar am putut să-l bat și pe tatăl meu o etapă cu vioria listă care stătea acolo. Și mi-a și pui ăștia frumoși cu guta asta listă. Nu o să-i mai las așa în pereche pentru că am văzut că pleacă puțin pe salmoneloză problema cucului și asta se transmite din sânge, n-am ce să-i fac decât să-i rup gâtul, așa că am hotărât mai bine să bag kingul cu această viorie listă, care a fost femela fiului lui Yeti, și să-i țiu doar pentru creștere, doică, cum ar veni, și să nu scot din ei. Și așa mi anulează direct 2 pui pe an, pot scoate direct dintr-o pereche 2 pui sau, de exemplu, dacă vreau să scot dintr-o pereche 2 serii, iau ouăle și le bag unul la unul la unul. Așa și până la a doua serie fac exact același lucru, deși cred că o să-i țiu doar pentru 2-ci. Pe o parte e bine, pe de alta nu prea știu ce să zic, fiindcă mi ocupă spațiu în coteț. Nu o să-i bag în alt spațiu, o să-i țiu tot în coteț, însă în coteț, în volieră, să zicem așa, să sune mai bine. Avem acolo fata ei, Guta. Aia parcă este. Da. Așa. Aici avem Vioria listă, mama negrei. Filmăm așa puțin. Și neagră. Văd că a început să-i mai scadă vărsatul de la ochi, ceea ce este super bine. Avem aici roșia asta super frumoasă. Mă uitam să văd dacă au loc și sunt fix 20 de odihnitoare. Însă v-am zis, guta aia o să se ducă la tatăl meu, însă o mai las un pic la mine să crească, să se dezvolte. Roșiuța aia n-o s-o mai ai el, o să rămână la mine. Vroia roșiuța aia pentru că n-avea roșii, avea o singură roșie și a zis să ia roșia asta, să o bage în perche cu un galgiu, însă galgiul ăla i-a scos un roșu și a zis că păstrează roșul ăla și să-l bage în perche cu roșia. Aici mai avem vioriuța asta micuță, care stă tot așa un pic ciudat, însă nu este ceva grav, văd că n-are treabă. Acolo avem acea gută, aia seamănă, dacă vă aduceți voi aminte, pe 11, seamănă extrem de bine. Aici este o gută pripășită, care n-a mai plecat. Dacă vă uitați bine pe vloguri, o să o vedeți pe afară. Că de obicei stă pe porumbar sau pe jos, am mai văzut-o. Aici avem cuca care am luat-o, cu penele tăiate.
I-am mai jumulit din coadă câte 3 fulgi, aștept să crească mai jumulți pe ceilalți pentru mai crește și ei coada și cu vârfurile, să pot să-i dau drumul la primăvară, să sperăm că se învață la mine. Dacă nu, asta este. Așa, ce mai avem? Ai bulgăroaica. Da, păi cam atât și cu acest vlog, vi-am arătat pe toți. Noi ne vedem data viitoare, baftă!